Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre istoria interzisă a Imperiului Slav, teorii cu privire la originea slavilor. Slavii sunt probabil una din cele mai mari comunități etnice din Europa, cu numeroase mituri despre natura originilor. Dar ce știm cu adevărat despre slavi? Cine sunt slavii, de unde au venit și unde este casa lor ancestrală? Vom încerca să ne dăm seama. Originea slavilor. Există mai multe teorii despre originea slavilor, potrivit cărora unii istorici o atribuie unui trib care locuiește permanent în Europa, altele sciților și sarmaților care au venit din Asia Centrală. Există multe alte teorii, să le considerăm secvențial. Cea mai populară e teoria originii ariene a slavilor. Autorii acestei ipoteze sunt numiți teoreticieni a istoriei normande, a originii Rusiei, care a fost dezvoltată și propusă în secolul al XVIII-lea de un grup de oameni de știință german, Bayer, Miller și Schletzer, pentru fundamentarea cărora a fost inventată cronica Razvilov sau Königsberg. Esența acestei teorii a fost următoarea. Slavii sunt un popor indo-european care a migrat în Europa în timpul Marii Migrații a Popoarelor și a făcut parte dintr-o anumită comunitate antică german-slavă. Dar, ca urmare a diferiților factori, s-a desprins de civilizația germană și s-a găsit la granița cu popoarele sălbatice din Est și a devenit separat de civilizația romană avansată în acel moment. Arheologia confirmă existența unor legături interculturale puternice între germani și slavi și, în general, teoria merită mai mult decât respect dacă eliminăm din ea rădăcinile ariene ale slavilor. A doua teorie populară are un caracter mai european și e mult mai veche decât cea normandă. Potrivit acestei variante, slavii nu se deosebeau de alte triburi europene, vandali, burgundieni, goți, ostrogoți, vizigoți, gepizi, geți, alani, avari, daci, traci și iliri și erau din același trib slav. Teoria a fost destul de populară în Europa, iar ideea originii slavilor din vechii romani și Ruric din împăratul Octavian Augustus a fost foarte populară între istoricii de atunci. Originea europeană a popoarelor e confirmată și de teoria savantului german Harald Harman, care a numit Panonia patria europenilor. Deci, slavii, ca și alte popoare europene, după inundații au venit din Iran și au aterizat în Iliria, leagănul culturii europene, iar de aici, prin Panonia, au plecat să exploreze Europa, luptând și asimilându-se cu popoarele locale din care ei și-au dobândit diferențele. Cei care au rămas în Iliria au creat prima civilizație europeană pe care acum o cunoaștem sub numele de Etruși, în timp ce soarta altor popoare depindea în mare măsură de locul pe care l-au ales pentru așezare. Ne e greu să ne imaginăm, dar de fapt toate popoarele europene și strămoșii lor erau nomazi. Slavi erau așa. Amintiți-vă vechiul simbol slav care s-a amestecat atât de organic în cultura ucraineană, pasărea macara pe care slavii au identificat-o cu cea mai importantă sarcină a lor, recunoașterea teritoriilor, sarcina de a merge, a se așeza și a adăposti tot mai multe teritorii. La fel cum macaralele au zburat la distanțe necunoscute, tot așa slavii au traversat continentul, arzând pădurea și organizând așezări. Și pe măsură ce populația așezărilor a crescut, au adunat cei mai puternici și mai sănătoși tineri bărbați și femei și i-au angrenat într-o călătorie lungă ca niște cercetași pentru a dezvolta noi ținuturi. E dificil de spus când slavii s-au remarcat ca un singur popor din masa etnică europeană comună. Mavro Orbini e un preot catolic medieval din orașul Ragusa. Datorită lui, descrierea străveche a slavilor din bibliotecile italiene, din așa numita listă interzisă de Roma, a supraviețuit până în zilele noastre. În 1601, în orașul Pizarro, cartea lui Orbini a fost publicată cu o descriere detaliată a istoriei popoarelor slave, sub titlul Istoria regatului slav. Autorul enciclopediei a studiat toate bibliotecile monahale și personale de care dispune, precum și arhivele italiene, inclusiv faimoasa biblioteca Ducelui de Urbino, una din cele mai mari colecții de cărți ale vremii sale. La jumătate de secol după moartea lui Urbino, au venit vremuri grele în Italia, iar biblioteca unică, cu mari pierderi, a migrat în Vatican. În 1722, prin ordinul lui Petru cel Mare, a fost publicată în rusă o traducere mediocră și destul de prescurtată a acestei cărți în limba rusă.
Astfel, potrivit acestui document, slavii au trăit în vremurile Greciei antice, Romei antice și Egiptului antic. Această concluzie rezultă din lista surselor scrise, care au devenit baza pentru compilarea istoriografiei poporului slav. Printre autorii lucrărilor, Strabo și Pliniu, care au trăit pe vremea lui Hristos, Pavel Diaconu, Publius Cornelius Tacitus. Mai mult, popoarele slave au înflorit cu mult înainte de nașterea lui Hristos. De exemplu, Socrate însuși a scris despre ele în scrierile sale. Slavii nu erau un popor de cuvinte, ci de fapte. Nu numai Urbino scrie despre asta, ci și autorii menționați. Campaniile glorioase ale slavilor sunt ascunse de o ceață densă și sunt practic îngropate în noaptea eternă a uitării. Se crede că bărbații erau adesea războinici, dar bărbații educați erau puțini și nu își înregistrau faptele. Alte triburi, care sunt un ordin de mărime mai slabă, s-au imortalizat în istorie doar datorită oamenilor învățați. Slavii au reușit să cucerească aproape întreaga lume antică. Slavii s-au luptat cu toți cei care i-au înconjurat, au luptat în Persia, au luptat în Africa, au luptat cu egiptenii, au cucerit Grecia și Macedonia, au cucerit teritorii de la Francia până la Marea Baltică. Slavii au pus bazele regatelor din Spania, iar cele mai nobile familii din Europa își urmăresc originea tocmai din slavi. Preotul mai susține că împărații romani au adus un omagiu slavilor. Roma s-a luptat de mai multe ori cu slavii, uneori rezistând la lovituri zdrobitoare și alteori încheli în lupte în condiții egale. Slavii au putut să ocupe multe din provinciile romane, au distrus Roma. Popoarele scandinave, germanice, ugrice și din sudul Europei descendeau din slave timpurii. Urbino însuși declară: din acest popor glorios din vremurile trecute au venit cele mai puternice popoare precum roxolani, rus, polonezi, vandali, burgundieni, goți, ostrogoți, vizigoți, avari, dați, suedezi, finlandezi. Dar, dacă combinăm datele de arheologie, genetică și lingvistică, putem spune că slavii au aparținut comunității indo-europene, care cel mai probabil a ieșit din cultura arheologică Nipru, care a fost situată între râurile Nipru și Don, în urmă cu 7000 de ani în timpul epocii de piatră. Și de aici influența acestei culturi s-a răspândit pe teritoriul de la Vistula la Ural, deși nimeni n-a reușit încă să o localizeze cu precizie. Aproximativ 4000 de ani înainte de Hristos s-a împărțit din nou în trei grupuri condiționate: celți și romani în vest, indo-iranieni în est și germani, bălți și slavi în Europa centrală și de est. Și în jurul mileniului 1 înainte de Hristos a apărut limba slavă. Cu toate acestea, arheologia insistă asupra faptului că slavii sunt purtători ai culturii mormântărilor sub carenă, care și-a luat numele din obiceiul de a acoperi rămășițele incinerate cu un vas mare. Această cultură a existat în secolele 5-2 înainte de Hristos între Vistula și Nipru, casa ancestrală a slavilor. Urbino vede pământul primar slav, referindu-se la un număr de autori, Scandinavia. Descendenții lui Iafet, fiul lui Noe, s-au mutat la nord în Europa, pătrunzând în țara numită acum Scandinavia. Acolo s-au mulțit, așa cum arată Sfântul Augustin, în orașul lui Dumnezeu, unde scrie că fiii și descendenții lui Iafet au avut 200 de strămoși și au ocupat ținuturile situate la nord de muntele Taur în Cilicia, de-a lungul Oceanului de Nord, jumătate din Asia și în toată Europa până în Oceanul Britanic. Nestor numește ținuturile de-a lungul zonelor inferioare ale Niprului și Panoniei patria slavilor. Marele istoric cef Pavel Șafaric crede că casa ancestrală a slavilor ar trebui căutată în Europa, în vecinătatea Alpilor, de unde slavii au plecat spre Carpați sub asaltul expansiunii celtice. A existat chiar și o versiune despre casa ancestrală a slavilor situată între zona de jos, a Nemanului și Dvina de Vest, unde s-au format chiar oamenii slavi în secolul II înainte de Hristos, în bazinul râului Vistula. Ipoteza Vistula-Nipru despre casa ancestrală a slavilor e cea mai populară azi. E suficient confirmată de toponimele locale, precum și de vocabular. În plus, zonele culturii deja cunoscute a mormântărilor sub carenă corespund pe deplin acestor trăsături geografice. Originea numelui slavi,
Cuvântul slav e folosit în mod ferm deja în secolul al VI-lea după Hristos printre istoricii bizantini. Se vorbea despre aceștia ca aliați ai Bizanțului. Slavii înșiși au început să se numească așa în Evul Mediu, judecând după cronici. Conform unei alte versiuni, numele provine din cuvântul cuvânt, întrucât slavii, spre deosebire de alte popoare, puteau să scrie și să citească. Mavro Urbino scrie, în timpul reședinței lor în Sarmația, au luat numele de slavi, care înseamnă glorios. Există o versiune care leagă autonumele slavilor de teritoriul de origine. Și potrivit acestuia, numele se bazează pe numele râului Slavutici, numele original al Niprului, conținând o rădăcină care înseamnă spală, curăță. O versiune importantă, dar complet neplăcută pentru slavi, spune despre existența unei legături între autonumele slavi și cuvântul grecesc mediu sclav. Ideea că slavii, ca fiind cei mai numeroși oameni din Europa la acea vreme, au constituit cel mai mare număr de sclavi și au fost solicitați în comerțul cu sclavi, are bază de pornire. Să ne amintim că timp de multe secole, numărul sclavilor slavi, furnizați Constantinopolului, a fost fără precedent și dându seama că sclavii, executanți și mucitori, slavii, au depășit în multe privințe pe toate celelalte popoare, au fost nu numai o marfă populară, ci au devenit și o reprezentare de referință a sclavului, de fapt prin propria lor lucrare. Slavii au eliminat alte nume pentru sclavi din viața de zi cu zi, oricât de ofensator ar suna și, din nou, aceasta este doar o versiune. Majoritatea autorilor antici cred că slavii au venit din nord. Finlanda era locuită de slavi care vorbeau și scriau în limba slavă. Mavro Urbino a numit slavii cei mai curajoși oameni de pe pământ. E imposibil să găsești în trecut un trib mai războinic, pentru că au îndurat cu ușurință înghețul, căldura și toate celelalte greutăți, și toate de dragul gloriei și nemuririi numelui lor. Populația indigenă din insulele britanice a numit-o giganții slavi din cauza înălțimii lor. Renal British scrie despre asta. Romanii i-au numit pe slav șiți, iar șiții la rândul lor au luptat cu succes cu Alexandru cel Mare. Alexandru nu a fost niciodată în stare să-i învingă pe șiți și nu a mai intrat în granițele lor. Studiile recente ale fondatorului genealogiei ADN-ului rus, biochimistul Anatoli Kliosov, indică faptul că mormântările slavilor antici se găsesc în toată Europa. Genealogia ADN-ului determină apartenența lor la triburile slave prin anumite etichete care sunt localizate pe cromozomul Y masculin. Aceste etichete sunt transmise exclusiv de la tată în fiu și sunt un marker de origine incontestabil. Potrivit acestora, cea mai mare parte a Europei a fost locuită de slavi timp de 2,5 mii de ani. Prima dovadă scrisă a slavilor datează de la începutul mileniului I înainte de Hristos. Acestea sunt surse grecești, romane, bizantine, arabe. Autorii antici, Herodot, secolul V înainte de Hristos, Polibiu, secolul III-II înainte de Hristos, Strabon, I după Hristos, menționează slavii sub numele de veneți, veneți, antes și sclavins. Primele informații despre istoria politică a slavilor datează din secolul al IV-lea. Popoarele slave, ruși, ucrainieni, bieloruși, polonezi, cehi, slovaci, bulgari, sârbi, croați, etc., care locuiau în Europa de est modernă, au constituit odată o comunitate etnică care este denumită în mod convențional proto-slavi. Despre mileniul II înainte de Hristos s-a remarcat dintr-o comunitate indo-europeană și mai veche. Prin urmare, toate limbile slave aparțin familiei de limbi indo-europene. Acest lucru explică faptul că pentru toate asemănările limbajului și a elementelor culturale asociate acestuia, există diferențe serioase între popoarele slave, chiar și de tip antropologic. Acest lucru se aplică nu numai, de exemplu, pentru slavii sudici și occidentali, ci există diferențe de acest fel în cadrul anumitor grupuri ale anumitor popoare din estul slav. Nu există diferențe mai puțin semnificative în sfera culturii materiale, deoarece grupurile etnice slave, care au devenit parte integrantă a anumitor popoare slave, aveau o cultură materială inegală, ale cărei trăsături au fost păstrate în rândul descendenților lor. În sfera culturii materiale, precum și a unui astfel de element de cultură ca muzica, există diferențe semnificative chiar și între popoare atât de strâns legate
precum rușii și ucrainienii. Cu toate acestea, în antichitate exista un anume etnos. Arena locuinței sale nu era evident extinsă, contrar părerii unor cercetători, care cred că regiunea de reședință a preslavilor ar trebui să fie semnificativă și caută confirmarea acestui lucru. Acest fenomen e destul de frecvent în istorie. Întrebarea cu privire la ce teritoriu ar trebui considerat casa ancestrală a slavilor nu are un răspuns neechivoc în știința istoriei. Cu toate acestea, când slavii s-au alăturat procesului de migrație mondială din secolele 2-7, marea migrație a popoarelor, s-au așezat în trei direcții principale, spre sud, spre peninsula balcanică, spre vest, între râurile Oder și Elba, spre est și nord, de-a lungul câmpiei est-europene. Există toate motivele pentru a crede că zona de așezare a protoslavilor, care, după cum au dovedit lingviștii, s-au separat de rudele lor baltice, la mijlocul mileniului I înainte de Hristos, pe vremea lui Herodot, era foarte mică. Având în vedere că nu existau noutăți despre slavi înainte de primele secole după Hristos, nu există surse scrise, dar aceste surse de regulă provin din regiunii nordice a Mării Negre. Cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei moderne trebuie exclusă din zona de așezare a protoslavilor, cu excepția nord-vestului său. Până în prezent, există o regiune istorică a Galiției, a cărei parte vestică e acum locuită de polonezi, iar partea estică de ucrainieni. Chiar numele regiunii pare să sugereze că galii au trăit odată aici, adică celții. Deși un număr de erudiți contestă acest lucru. E foarte posibil să presupunem odată cu prezența celților în această zonă, având în vedere apartenența celtică a lor. În acest caz, zona celei mai vechi așezări a slavilor trebuie căutată la nord de Cehoslovacia și munții Carpați. Totuși, nici teritoriul actual al Poloniei de vest nu era slav. Din Vistula Mijlocie, inclusiv din Pomorie, unde trăiau triburile germane ale goților, burgundienilor, vandalilor și așa mai departe. În general, o privire retrospectivă asupra schimbărilor etnice din Europa Centrală arată că triburile germanice au ocupat cândva un teritoriu foarte limitat din ceea ce este acum Germania de Est și Polonia de Vest. Chiar și în vestul Germaniei moderne au venit relativ târziu, literalmente în ajunul pătrunderii romanilor acolo, iar mai devreme au locuit celții și eventual și alte popoare. Probabil oarecare extindere a teritoriului etnic al slavilor a fost observată și în secolele 3-4, dar din păcate aproape că nu există surse pentru acest moment. Așa numita hartă Pöttinger, a cărei ediție finală datează din prima jumătate a secolului al V-lea, include totuși elemente semnificative ale informațiilor anterioare datând din secolul I înainte de Hristos. Și prin urmare, este foarte dificil să-i folosim datele. Venedele de pe această hartă sunt prezentate în nord-vestul Carpaților, împreună cu o parte a sarmaților, și evident această localizare corespunde scopului hărții Pöttinger Itineraria, care se concentrează în principal pe cele mai importante rute comerciale care leagă posesiunile romane de alte țări. Fixarea comună a vandalilor și sarmaților din regiunea carpatică, evident, reflectă cu elementele secolului al V-lea realitățile secolelor al II-lea și al IV-lea, înainte de invazia hunilor. S-ar părea că arheologia ar trebui să facă ajustări semnificative la cunoștințele noastre despre istoria timpurii a slavilor, dar, datorită specificului materialelor sale, acestea nu pot exista înainte de apariția unor surse scrise, identificate precis cu anumite comunități etnice. Arheologii încearcă să vadă slavii în purtătorii diferitelor culturi, variind de la așa-numita cultură sub înmormântare, secolele 4-2 înainte de Hristos, Vistula Superioară și Bazinul Varta, până la diferite culturi arheologice din prima jumătate a mileniului I după Hristos. Cu toate acestea, există multe controverse în aceste concluzii, chiar și pentru arheologi. Până de curând, o interpretare destul de obișnuită a apartenenței culturii Cerniacov la slavi nu are atât de mulți adepți, iar majoritatea cărturarilor cred că această cultură a fost creată de diferite grupuri etnice cu o predominanță a iranienilor. Ce concluzii avem? Istoria slavilor e distorsionată dincolo de recunoaștere, iar exploatările și realizările lor sunt ridiculizate și uitate. Unul din cele mai străvechi popoare de pe pământ s-a transformat
în paginile cărților, într-un trip sălbatic de barbari care pentru toată existența sa scurtă nu a fost remarcat în istoria lumii. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.